plâns un pic în am plâns un pic în lacrimi, era să spun, în culise, da, am suferit, dar n-am mai putut, noi am și dansat. Am postat pe Insta Story. Lui Florin. Sune și tu, auzi, bărbații zic că nu mai au un pic de romantism, nu mai fac un compliment, vin, îți aduc dar știi la ce mă gândeam în fața nasului și atât. Îți facă aici, la un video. O să-ți facă un romantism, pentru că mă dureau romantism. Salut, mâna. Bună, bună, bună. Am venit cu Ovidiu în cazul în care rata momentul. Mă bucur să avem un astăzi un proiect care ne este foarte, foarte drag din foarte multe motive. Unul ar fi că a început prima oară la Molecule acest proiect acum 2 ani de zile. Cu o serie de mesaje pe care Ovidiu, mare iubitor de travel și fashion și mai ce. Da, îi mulțumesc toate. Mirele, în primul practic rând. Practic ești blogger ca da, și exact, la exact. Baza, nu? Și mulțumesc Mirele că m-a invitat să fiu, să am o rubrică permanentă pe Molecule. Fiecare săptămână. Fiecare vineri aveam rubrica Fridays in Love It Wow, unde prezentam outfit-uri pe care le luam de pe platforma Molecule. Designer român. Designer români pe care cumva încercam să-i promovez către publicul meu care este predominant masculin, evident. Super. Și tot pornind de la lumea, iartă-mă că o să te tot întrerup, dar nu mă pot abține. Da, mie îmi place să vorbesc foarte mult, ca și Mirele, așa și mie îmi place, da. Deci de am venit. Bărbați? Da, este exact. Și de bărbați. Și de bărbați. Că tot timpul ne întrebați, păi de bărbați, exact. n-aveți, noi de unde ne informăm sau ne inspirăm cum să ne îmbrăcăm, găsești ce mai ce mai puține pentru bărbați. Exact. Vezi, așa. Când găsești bărbați ăia adevărat, nici haine pentru ei nu sunt. Păi de-aia nu sunt haine, că nu sunt bărbații cum trebuie. Exact, ăsta a fost motivul pentru care m-am gândit să fac și aceste colecții care să combine bine, hainele pentru femei cu cele pentru bărbați. Avem mai multe piese care sunt unisex, respectiv aceste colecții de tricouri pe care o să le vedeți puțin mai puțin mai târziu. Și de fete, exact, și de exact. Da. Și pentru că avem întotdeauna componenta design în toate proiectele pe care le prezentăm. Tricourile acestea au fost făcute, de fapt așa a început Ovidiu, cu Marina Moldovan, pe care vă amintiți de la Skin Deep. Am venit în vară, sezonul trecut, la mare am fost cu Marina, apoi a colaborat cu Ioana Ciolacu, iarăși cu care am lansat anul trecut o colecție apreciat și foarte cunoscut, o altă colecție, dar s-a făcut și outfit-uri complete, nu numai evident, tricouri. Dar în colecția pe care am făcut-o cu Ioana Ciolacu de anul trecut, am dorit să avem outfit-uri complete atât pentru bărbați cât și pentru femei, tocmai ca să demonstrez faptul că publicul român, adică bărbații din România mai ales, sunt interesați de piesele designerilor români și chiar a avut un foarte mare succes. De altfel, cred că și Mirela poate să vă confirme faptul că majoritatea dintre tricourile care sunt cumpărate din colecțiile pe care le realizez împreună cu Marina sau cu sau cea, colecția pe care am realizat-o împreună cu Ioana, sunt bărbați. Da, așa este. Și mai făcut ce ai mai făcut? Cămăși? Da, am o serie de cămăși office pe care le-am realizat cu Pineberry. Da. Și mai avem, stați așa, că am văzut la Da, cu, pentru că toate colecțiile pe care le-am făcut împreună cu Marina au avut mare succes, am zis să extindem această colaborare și la o linie de accesorii din piele. Da, ăsta este într-un ochelar, un toc de ochelar, da. Eu am portofel de la ei, exact. Și pe o parte scrie Money Money și pe cealaltă scrie Spend. Acest Ying and Yang financiar. Ce parte alegi? Păi să vedem câteva din chestiile pe care ni le-ați adus. Hai să vedem tricourile. Că mă interesează în mod direct să mai am și eu, să mă mai îmbrac cu ceva nou, cum am îmbrac cu aceleași haine. Pentru tine, dar mă gândeam în timp ce suferea Diana. O, viața mea, ce tare e asta. Exact la asta mă gândeam, că este un tricou potrivit. O, viața mea. Am avut mare succes cu tricoul acesta, cu acest mesaj făcut de Ovidiu Mureșanu și Marina Moldovan, pentru că, băi, trebuie și simțul umorului. Asta e pentru tricoul tău, evident. Da. Evident. Și vezi, măcar așa un mesaj de cultură muzicală. Asta, măcar așa un tricou din ăsta să vină băiatul și să-ți arate. Nu o băutură și... O, viață! Să zică că ești... O, Diana, ești viața mea! O, viața mea! Așa! Le facem niște tricouri. Da, o să vă facem niște tricouri personalizate. Da, toate sunt cu mesajele cu O la început? Exact, da, brandul meu. O, braț frumos! Știi de ce e o braț frumos? Că înalt. Că dacă era român, era un braț frumos. Te-ai prins. Da! Obraz
Mesaj frumos, este chiar primul tricou pe care l-am lansat, că aici a început joaca și l-am pe mine. Exact, l-am pe mine, da, uitați-mă, o braț frumos. Și l-am adus deoarece știți că eu sunt o vizionară și am avut această viziune că o să vină Crăciunul anul ăsta la un moment dat. Sau poate vine Brad Pitt? O, Brad frumos! O, Brian Adams! O, Brian frumos! Ia uite-o pe a noastră! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Și are și aia cu îngerașul deasupra. Da, da, da. Nu, tu fix îngeraș. Te și văd. E tricoul tău ăsta. N-aveați cu cornițe? Facem chiar dacă toate, facem și cu corniță dacă trebuie. Facem. Pentru anul viitor, cred că pentru Halloween, da. Pentru Halloween ar merge, da. Uite, Ramona parcă știe să facă asta. Da, pare naturală. Bravo, Ramona. Așa dă-ți perul. Da, toate tricourile au o poveste în urmă, da. Da. O solemio și steagul Italiei. Mm-hmm. Da, da. Acesta este cel mai recent tricou pe care l-am... Și e cel mai colorat de până acum. E și la fel ca cel de pe tine. Port, da, și e dedicat Italiei, pentru că, așa cum spunea Mirela la început, mie îmi place foarte mult să călătoresc. Iar Italia este una din preferatele mele. Mie îmi zici, n-am mai fost la Roma. Da. La Roma? Eu am fost acum 2 săptămâni ca să fac chiar shooting-ul și pentru acest... Și ce făcea Roma? Foarte bine, bine se mănâncă nu? Atât de bine în Italia. Exact acolo am făcut pozele, exact acolo am făcut fotografiile pentru tricou. O, sole mio! Da, dar e Florina, cred că e cu mirare mesajul ăsta. E cu mirare, soarele meu! Remarc tipul de gât un pic mai lat, nu? Remarc bine? Tipar, da, remarc foarte bine, dar este un tipar făcut special pentru colecția lui O. De către Marina, da, ea a gândit o, acest ce tipar. O, la la, zice acolo. O, la la. Da, este primul tricou pe care l-am dedicat unei destinații preferate și Paris-ul. Evident că e vorba de Paris. Da. Paris-ul. Era banculala cu ce aș mai vrea la Paris, dar e mai fost, nu, dar mai vrut. O, ăsta este pentru Paște, cu ouă. 0-0, ăsta e scor. 0-0, bun. 0-0. Tricoul acesta este din colecția pe care am făcut-o cu Ioana Ciolacu și pe care am lansat-o anul trecut. By the Sea se numește colecția. By the Sea? Exact, da. Am fost în Cinque Terre ca să facem pozele. V-am spus că îmi place foarte mult să călătoresc. În Cinque Terre am vrut să ajung și n-am ajuns. E superb, neapărat trebuie să mergem. Cinque Terre. Cinque Terre. Ceva cu mai multe culori, 5 în principiu. Deci avem pentru Italia, pentru Franța și pentru noi. Pentru Crăciun. Mai este un tricou care a avut mare succes. Îi spune Oh My Love. A fost al doilea, a fost lansat anul trecut. Oh My Love și nu mai avem decât pe online la noi sau la Ovidiu, pentru că Ovidiu joi și a lansat și propriul site. De o săptămână propriul meu shop online. Proiect super nișat. Da, așa că vă așteptăm să ne mai vedeți. Da, și știi ce vreau să te anunț eu chiar acum în emisiune? Yeah. O să vin într-o zi la tine să dezvoltăm niște tricouri freestyle. Freestyle, freestyle. Asta, încep pe business, așa. Mulțumim frumos, Mirela Bucovici.